Prim-ministrul Florin Câțu a fost prezent în cursul zilei de sâmbătă în Drobeta, Turnu Severin, acolo unde au avut loc alegeri pentru conducerea filialei județene a Partidului Național Liberal. Mesajul premierului a fost un îndemn la unitate în cadrul partidului chiar și după alegerile din septembrie. Totodată Câțu a declarat că urmează o evaluare a tuturor miniștrilor din guvern. E normal atunci când preiei un portofoliu să vezi exact care e execuția. Pe mine mă interesează să văd execuția pentru că urmează rectificarea bugetară. Și atunci vreau să văd dacă mai e nevoie de resurse, unde se vor aloca și așa mai departe. Deci asta este o analiză pe care o faci, e normal să o faci de fiecare dată, să vezi dacă la fiecare minister s-au ținut de plan de investiții, dacă nu, de ce, etc. Deci o analiză normală. Cât ăsta rămâne la Ministerul Finanțelor? 45 de zile. Deci voi face toată perioada interimat. Sunt câteva proiecte care trebuie grăbite. Începând săptămâna viitoare le punem din nou pe agenda publică și după aceea după ce mă asigur că intră pe un făgaș normal, voi preda mandat. Se poartă negocieri în coaliție în continuare? În coaliție? Da. În coaliție? Cine va fi viitor? În coaliție nu, este portofoliul Partidului Național Liberal. Deci va fi un membru al Partidului Național Liberal, fără discuție. Am văzut că urmează și alții miniștri care vor fi evaluați. Ne puteți reprezenta câteva nume? Toți miniștrii sunt evaluați tot timpul. Deci nu urmează cineva. Toți se evaluați tot timpul. Aici am început cu finanțele, cu aceste evaluare, pentru că era normal, era un ministru compus de mine. Sunt foarte exigent cu toată lumea și eu cred că nimeni nu poate să conteste capabilitatea mea de a face o analiză la Ministerul Finanțelor și de a fi cât mai exigent. Trebuie să fii întâi exigent cu mine și apoi voi fi și cu ceilalți. Câțu a participat la alegerile din cadrul PNL Mehedinți, acolo unde ministrul energiei, Virgil Popescu, a fost reconfirmat în funcție de președinte al filialei. Aș vrea să fiu mai scurt de data aceasta. V-am spus la început ceea ce mi-am propus să fac încă de când am preluat Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în urmă cu un an și 7 luni de zile. De când sunt ministru energiei, ce vreau să fac pentru județul Mehedinți, pentru mehedințeni, pentru severineni, pentru absolut toți care din Oltenia, pentru că un mandat de ministru înseamnă mai mult decât județul tău, pentru români. Dar vă spun că fără dumneavoastră nu pot. Fără o echipă cu care să lucrăm împreună pentru severineni, pentru mehedințeni, nu pot să fac acest lucru. Îmi doresc în 2024 să câștigăm toate rândurile de alegeri. Printre invitații de seamă care au luat cuvântul se află și ministrul Nicolae Ciucă, cel care a subliniat investițiile proiectate de guvernul Câțu pentru Oltenia. Am venit aici pentru că am ținut în mod deosebit să fiu alături de tot ceea ce reprezintă Partidul Național Liberal în Oltenia. Sigur, am venit aici și pentru colegul și prietenul meu, Virgil Popescu, deși nu are nevoie de a-i face un laudatio, de a argumenta pentru a fi reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala Mehedinți. Pe noi doi ne leagă foarte multe subiecte comune, cel puțin în ultimii aproape 2 ani, pentru că împreună ne-am angajat să facem ceva pentru regiunea Olteniei. Aci Virgil a pomenit, ca să folosesc o sintagmă oltenească, foarte multe dintre angajamentele pe care și le-a asumat și parte dintre ele au îndeplinit în curs de a se îndeplini. La eveniment au fost prezenți și alți lideri ai PNL, printre care și europarlamentarul Cristian Bușoi.